Al doilea meci între România și Ungaria în această gală. Sergiu Breb și Cristian Seneș. Ungurul provenit din luptele libere. Partea cealaltă de la Mertal Box. O, iată ce aruncare pentru Seneș. Deja vedem background-ul de lupte al ungurului, care își controlează acum foarte bine adversarul. Sergiu Breb trebuie să iasă din această poziție, să se ridice în picioare, dar reușește acest lucru. S-au ridicat ambii luptători. Ungurul nu știu cât de mult striking știe, însă pe lupte este foarte bun. Deja vedem că își controlează adversarul. Am văzut și un salt spectaculos. Iată cât de ușor îl duce la sol pe Breb. Putea să ia și spatele, însă a reușit să-l întoarcă Breb, care ar trebui să se întoarcă spre picioarele adversarului acum, pentru a păstra exact acolo, pentru a păstra controlul, însă se ridică în cele din urmă Seneș. Breb i-a cam dat spatele pentru moment. Acum când s-au ridicat, iată-l într-o încercare de finalizare pe Sente și luptătorul din Ungaria. Lovitură de genunchi puternică pentru Sergiu Breb. Ungurul încearcă o priză pe cap destul de ciudată. Va intra din nou la încinturare sau la picioare ungurul. Nu știe foarte mult pe brațe și încearcă să-și impună background-ul din lupte libere. Iată, încasează un low kick și lasă brațele jos. Oh, ce dreapta a încasat ungurul. Se duce acum la gardul cuștii cu adversarul său, ungurul. Breb eschivează foarte frumos acea lovitură. Încă o dată croșeul de dreapta ratează lovitura cu brațul stâng. Se duc la podea cei doi luptători. În gard acum Breb. Lovituri trimise de Senteș, însă nu sunt lovituri foarte puternice. Am impresia că ungurul a obosit deja. Cred că a fost o lovitură a lui Breb, care i-a tăiat pur și simplu gazul, pentru că suntem totuși la începutul meciului. Iată, stă cu brațele întinse ungurul, se duce foarte bine pe un armbar Breb, însă n-a avut control asupra adversarului și a fost greu să finalizeze acel procedeu. Da, Breb încearcă să-l țină pe adversar pentru că arbitrul să-l ridice în picioare. A văzut că este superior la acel capitol. Ar putea să încerce să-l și... Da, decizie bună a arbitrului. Ungurul nu făcea decât să se odihnească pe adversarul său la sol. Foarte obosit Senteș. Încă din prima repriză ține brațele jos, se aruncă pe adversar. Ar trebui ca Breb să evite. Oh, ce piedică frumoasă. Ia spatele și trimite lovituri. Meciul cu siguranță se va termina în acest moment. Oh, ce lovituri încasează acolo ungurul. Continuă Breb cu loviturile de braț și este victorie obținută de Sergiu Breb împotriva adversarului său din Ungaria. O victorie foarte frumoasă pentru luptătorul român. A, Sergiu Breb și-a impus în cele din urmă striking-ul și forța în acest match. Chiar dacă Senteș a început foarte tare cu acel salt din începutul meciului, Breb a reușit să revină și să-l proiecteze la rândul său pe Senteș. Se felicită reciproc cei doi. Însă evoluție foarte bună pentru român. Da, foarte frumos meciul făcut de luptătorul din România. Colțul roșu, Sergiu Breb! Sergiu Breb, încă o victorie, o nouă victorie pentru el în MMA-ul profesionist. What up, it's the big boss dog, Snoop D-O-W-G, inside LBC, and I'm bothered to the beat of my OG, for one of his cute, and I'm sleepwalking on a motherfucking gun. Yo, when you're bubbled up, put your cups up, Ice Cube and Snoop Dogg, nigga, what's up?